Clipe de coșmar pentru o familie din județul Mehedinți. Un copil de 11 ani care se afla împreună cu părinții la festivalul de la Ponoarele s-a rătăcit într-un moment de neatenție. Datorită jandarmilor mehedințeni, întâmplarea a avut un final fericit. Un minor care s-a pierdut de părinți a fost găsit de autorități și condus în siguranță la familie. Un jandarm l-a văzut agitat și dezorientat, moment în care s-a îndreptat spre copil, dându-și seama imediat că are nevoie de ajutor. A încercat să-l liniștească și l-a întrebat ce s-a întâmplat și care este motivul pentru care plânge. După ce s-a calmat, micuțul a dat detalii cu privire la identitatea sa și a părinților. În scurt timp, pe baza indicațiilor, mama și tatăl au fost identificați, iar minorul a fost condus în siguranță până la ei. Un minor care s-a rătăcit de părinți a fost identificat de jandarmi și condus în siguranță la familie. În urma verificărilor, jandarmii au constatat că minorul de 11 ani s-a rătăcit în zona de desfășurare a manifestărilor ocazionate de festivalul de la Ponoarele, unde acesta venise împreună cu părinții. În scurt timp, pe baza indicațiilor furnizate de băiețel cu privire la identitatea sa și a părinților, acestea au fost identificați, iar micuțul a fost condus în siguranță până la ei. Jandarmii recomandă cetățenilor care participă la evenimente cu public numeros să acorde atenție sporită copiilor care se pot pierde cu ușurință în mulțime.